El vrea să... Cine l-ar vota, domnule? Cei care vor vinul vine? Cineva, hai să fim serioși. Da. Domnul Dan, cineva a direcționat lucrurile într-o direcție proastă. Astfel, de la cultul personalității Lucia Aușescu, de la ceea ce noi numim infracțiunea biblică de idolatrie, pentru că asta s-a transformat, acei activiști de partid nenorociști, toți cherupiști aia, în loc să se ocupe de a duce România spre o societate democrată, deci ei practic au lăsat lucrurile, cum să vă spun eu, dar controlate. Le-au lăsat la nivelul anului 1989, noi să credem că fără Ceaușescu nu putem gândi, când de fapt trebuia spus societatea comunistă, socialistă, multilateral dezvoltată, se tindea către acolo, dar n-a ajuns niciodată. Era vorba de făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism, dacă vreți. Deci, acea societate avea și părți bune, cel puțin din punct de vedere al unor politici sociale, dacă vreți, noastră. Uh-huh. Ei, treburile astea trebuiau recunoscute, trebuia să ne învețe ce înseamnă 5-6 ani democrație, să percepem și noi legile, modul de funcționare al economiei de piață și toate legile democrației și nu să ne aruncem toate mișcările sociale de amploare pe care eu le-am numit restaurație. Dar soluția mai simplă. Ianuarie, februarie, martie, Târgu Mureș și ulterior până la ultima mișcare socială de amploare. Deci asta ar fi trebuit. Fiindcă dumneavoastră și împreună cu domnul Gheorghiu l-ați omorât pe Ceaușescu. Cum? Și ce se întâmplă? Ceaușescu era idolatrizat, era un fel de element primordial în cadrul nostru. Și retrăiți vremurile de atunci. Păi da, dumneavoastră știați când o să că l-a omorât pe Ceaușescu și vin alții în locul lui, adică tot ăia... Sigur, eu am crezut și în domnul Ion Iliescu, am crezut într-un neocomunist cu față umană și așa mai departe. Deci nu... Apropo, nu v-am întrebat niciodată. Ați făcut politică după 1989 până în ziua de azi, domnul Lucănu? Și dacă da, în ce partid? Domnule, am încercat să fac politică. Am fost pe la fiecare partid după ce a trecut în rezervă. Da. Prima dată m-am făcut țărănist. Când m-am dus la o ședință de partid țărănist la organizația... Țărănist cu acte în regulă, adică cu carnet, cotizație? Da, dar mi-am luat tot dosarul, am plecat cu el după prima ședință să vă povestească domnul Dorin Marian și Dudu Ionescu, că erau în sală. Deci vreau să spun că am asistat la o veritabilă ședință de partid comunist. Nu mi-a venit să cred. Știau ăia țărăniști și știau că sunteți unul dintre executanții lui Ceaușescu? Nu, dar nu interesau pe ei așa ceva. Stai să nu anticipăm. Să ajungem totuși la momentul de la Târgoviște, că nu mi-ați povestit exact. Stresatorii vă întreabă dacă l-ați împușcat din spate, adică pe Ceaușescu sau nu. Deci ați împărit povestea când Ceaușescu cânta. Da, domnule, foarte important. Noi ziceam că s-a tăiat filmarea fiindcă Ceaușescu spunea niște lucruri înălțătoare pentru o parte a poporului. Dumneavoastră ziceți că ați dat dumneavoastră cu piciorul în ștecherul camerei de filmat ca să nu vă filmeze față. Da, da, da. Că a scos din priză camera, dar camera trebuie să meargă și fără priză. M-am atins puțin cu călcâiul. Bun, să revenim la aceste momente importante, dar după un scurt moment publicitar, să vedem cum cei doi invitați ai noștri